Bună dimineața, prieteni! Bine v-am găsit la Sinaxarul zilei de 27 august. Astăzi facem pomenirea Sfântului Mucenic Fanurie, Sfântului Cuvios Pimen cel Mare, Sfântului Ierar Osie, Episcopul Cordovei, Sfintei Mucenițe Eutalia, Sfântului Cuvios Liberiu, a botezului famenului etiopian săvârșite Sfântul Filip, Sfintei Antuța cea Nouă. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor Sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Tuturor sărbătoriților zilei, le urez un sincer și călduros la mulți ani, cu sănătate, fericire și multă, multă prosperitate lor și familiilor lor. Iar pe voi, pe toți, vă invit să vă abonați la canalul meu YouTube, Neluța Bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici, astfel încât să fiți notificați ori de câte ori voi posta ceva nou care s-ar putea să vă intereseze. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și la alte filmări!